plin, plin cu produse. Am pungi, am haine, cosmetice, o chestii random pentru poze, o grămadă, pentru că, după cum știți, m-am întors din mica mea vacanță în Italia. A fost genial, dar despre asta o să vorbim într-un alt clip în care o să vă povestesc așa câteva detalii, plus că avem și vlog și m-ați urmărit probabil și pe Instagram, dacă nu m-ați urmărit, nu știu ce să pun acum, o să pun numele pe aici pe undeva. Și da, am multe produse, nu mai o lungesc pentru că deja vorbesc de prea mult timp și nici nu știu cu ce să încep. O să încep cu haine pentru că am câteva hainuțe. Din păcate n-am putut să păstrez punguțele pentru că și așa bagajul nostru a fost mult prea mare, adică mult prea mare am pus. L-am burdușit ca lumea, dar am păstrat etichetele. Și am aici să vă arăt un tricou de la Bershka. Mi-a plăcut, cred că pe cameră o să vadă mai spălăcit. Mi-a plăcut foarte mult culoarea, că este așa un fel de culoarea asta neon, așa, pe care scrie Trendsetter. Nu ca și eu un trendsetter, dar e un tricou așa lejer. Și ăsta a costat de la 8 euro, l-am luat cu 3 euro, mi s-a părut super, adică 3 euro vine cam 12 lei ceva, 13 lei, habar n-am. Ok? Apoi am o rochiță pe care m-ați văzut purtând-o și în vloguri, dacă l-am pus și în poze pe Instagram, lasă să vedem cum să o iau. Este așa o rochiță care vine pe umeri, pentru că știți că îmi plac astea. Și e lungă, lungă și jos aici, adică lungă, lungă. Vine cam puțin sub genunchi, parcă. Și jos are același detaliu pe care îl are și în partea de sus, după cum puteți să vedeți. O să vă pun aici niște poze cu mine purtând-o ca să vedeți mai bine. Asta am luat-o dintr-un târg. Am fost în Diano Marina, acolo unde am fost la mare. Era un târg cu o grămadă de produse și asta a fost, cred că, 10 euro sau 12 euro, nu mai țin minte. Oricum, mi se pare un preț super bun. Apoi, mai am niște pantaloni care îmi plac foarte, foarte mult. Ei vin și cu această soară. Deci, soară. Curea. Sunt niște pantaloni foarte flu-flu, deci vedeți cât e un crac, cum s-ar zice, un picior. Vin despicați, lungi, lungi, până în pământ. Îmi pare că nu am poze cu ei, dar bănesc că vă puteți face așa o idee. Sunt foarte comozi, i-am probat prin casă un pic, sunt foarte comozi, mi se par super tari și chiar căutam de foarte mult o pereche de genul. Au fost 10 euro. Apoi am de îmbrăcat un tricou, este acesta pe care scrie Unexpected, dar invers. Așa arată. L-am purtat deja, este de la OVS și a fost, nu mai știu cât a fost și nici nu mai am eticheta pentru că v-am zis că a trebuit să arunc punguțe și așa și ăsta l-am și purtat. Mi-am luat împreună cu verișoara mea la fel să avem același tricou și da. Avem împreună. Ok? Apoi mi-am luat niște pantaloni scurți, super basic, nu știu de unde au fost. Nu știu de unde au fost ăștia, sinceră să fiu, cred că tot de la târg sau... Într-un magazin de acolo, de la ei, dar nu mai țin minte. Arată așa, i-am purtat, o să vă pun pe aici pe o poză. Sunt super comod, la fel, nu mai știu preț pentru că nu mai am etichetă că i-am purtat. Apoi am niște pantaloni super drăguți din Bershka. Se pare că Bershka a fost my favorite. Ok? Și arată așa. Îmi place foarte mult culoarea și pe margini scrie ceva, dar nu știu ce. Stați să vedem. Da, mi-am dat seama că am început clipul cu calculator deschis sau un zgomot pe fundaș. Știu că mi-ați mai zis, l-am închis acum. Marginea pantalonului scrie Reinvent yourself, never
Satisfied. I don't know, mi-au plăcut, sunt super drăguți. Cred că merg cu o grămadă de piese. Mai frem partea de sus. Apoi mai avem ceva tot de la Bershka, pentru că da, Bershka v-am zis că mi-a plăcut foarte mult. Și aici am eticheta, a fost 16 euro și este o bluziță care vine pe umeri, o manecă lungă, are niște nasturei și este culoarea asta super tomnatică, care mie îmi place foarte mult, de-abia aștept să o port. Ok? Și ultima piesă de îmbrăcăminte este ceva foarte special, mi-a plăcut foarte mult. Nu știu, la momentul din magazinul ăsta care se găsește la ei, cam a eu, cam meu, cam nu știu cum. Ok, asta a fost 22 de euro redus de la 44, la jumătate de preț l-am luat. Este un sacou. Foarte drăguț, are niște detalii foarte frumoase, mi se pare foarte elegant. O să meargă foarte bine acum la, la toamnă. Îi arată foarte bine, deci m-a dat gata. Am ceva care se asortează cu sacoul acesta și este vorba de minunăția asta de poșetă. Deci, uitați-vă cât de bine arată. Foarte frumoasă, foarte frumoasă. Mi-a plăcut foarte mult, vine așa cu lanț. Ok. O să deschide de aici, așa. Și înăuntru are un buzunăraș, un compartiment. Mi se pare foarte eleganțică cu detaliile astea și cred că o să arate perfect împreună cu sacoul pe care l-am luat. Iar acesta a fost 13,93 euro. Ok, și acum iar nu știu cu ce să mai încep, că am foarte multe. O să încep cu niște chestii care nu au legătură cu make-up și așa, ca apoi să trec direct la make-up. Dintr-un magazin chinezesc mi-am luat chestii în astea. Deci, am luat așa niște steluțe pentru poze, pentru că încerc să-mi fac pozele să arate cât mai bine și tot cumpăr, investesc în chestii de genul. Și am mai luat chestiile astea care sunt niște inimioare, tot așa de pus în poze. Astea au fost, mi se pare că astea au fost un euro fiecare. Și am mai luat ceva, am luat acești fluturași. Ok. Mi-am luat dintr-un Black Friday din magazin chinezesc un stick, pentru că nu mai reușeam să mă ajung cu pozele, aveam nevoie să fac loc pozelor noi. Ok, și acum, și mai am ceva să vă arăt, doamne, sunt prea entuziasmată pentru că vă ziceam și pe vlog și cred că și pe Instagram am zis că nu am deschis nimic pentru că am vrut să vi le arăt vouă, să le desfacem împreună, să ne uităm împreună și da. Am aici o agendă tot de la Bershka și îmi place foarte mult, scrie pe aia 2019, de fapt 2019. Turn my cans into cans and my dreams into plans. Arată foarte bine. Și asta a fost 13 euro. Să deschid acum cu voi. Ce bine e. E foarte frumoasă. Mi-a plăcut foarte mult. E foarte colorată. Scrie hello, I belong to. Aici avem calendarul pe 2018 și pe 2019. Apoi, de exemplu, dacă ai zile de naștere, să pui pe aici, apoi notes, câteva de notes, așa, și astea care mi se pare super drăguț, deci, avem și stickere, oh my god, avem stickere cu burgeri, ce tare, cât
fiecare cu astea, gen Halloween. Și apoi zice, începe de pe 8 august. Aici începe cu 8 august. Și sunt tot felul de poze, apoi avem loc de scris. Așa, cu to-do list. Și la sfârșit avem și un loc în care să ne punem, nu știu, stickere sau așa, scrie Now Sneaking Around. E foarte frumoasă, mi-a plăcut foarte mult și v-am zis de la Bershka. Ok? Și acum chiar că trecem la... nu, mai am ceva să vă arăt. În excursia asta în Italia am vizitat pe lângă Milano. Bine, n-am stat tot Milano, dar am fost în Milano și Diana Marina. Am fost și în Monte Carlo, oh my god! Și am fost la magazinul ăsta, Drugstore and Boutiques Monte Carlo Société du Bon de Mer. Nu știu franceză, sunt barză, dar na. Și mi-am luat o chestie de acolo, bine, era două chestii, un magnet, dar toți magneții pe care mi-am luat au rămas acolo, adică o să mi pună într-un pachet. De fapt mi-au pus deja într-un pachet și mi-am luat chestia asta cu Monte Carlo. E absolut super, deci n-am cuvinte și vine și pe parte și pe alta. Asta este marele casino de acolo. Superbă locația, superbă, dacă v-am zis, acum urmăresc pe Instagram, ați văzut. Și acum trec la produse cosmetice și așa. O să încep cu o chestie de la MAC. Al doilea produs de la MAC pe care mi-l iau, oh my god, este MAC Fix Plus cu cocos. Arată așa. Și de-abia aștept să-l folosesc. L-am desfăcut așa ca să miros, că nu puteam să mă abțin. Miroase foarte bine. Oscila între cocos, lavandă și trandafiri. Din păcate a trebuit să arunc cutiuța, dar era foarte drăguță. Era negru cu mulți clipici așa pe ea. Și a fost 15 euro. Țin minte clar asta pentru că... La cosmetice mai țin minte prețurile la haine și așa nu mă prea interesează. Am trecut și pe la... Ca să vedem. Pe la Lush. Deci a fost divin. Oh, dar deci nu-ți venea să mai ieși de acolo. Și după ce am ieșit de acolo, o jumătate de oră, o oră am avut un mix de mirosuri în nas așa rămase. Iar de acolo mi-am luat un mini gel de duș. Este în aroma Rose Jam. Arată așa. Am luat o varianta de 100 ml ca să-l pot lua cu mine în, în pachet și miroase, și miroase ca și cum ai lua mulți trandafiri și îi strivi între ei și ți-i pune pe tine. Deci miroase a trandafiri atât de bine. Azi vine să-l mănânc, de-abia aștept să îl folosesc. Apoi mă duc și am luat un scrub de buze. Este Labracadabra. Arată așa. Îmi pare rău că au scos varianta aceea cu popcorn. Eu pe aia vreau să o testez. Miroase foarte bine și din câte am înțeles se poate și mânca. E foarte bun. De-abia aștept să-l testez. Mi s-a închis camera și a trebuit să pornesc din nou. Vă ziceam că mi-am luat și o bombă de baie care se numește Pink Pink, pe care nu o să deschid pentru că e plină de sclipici și nu vreau să fac pe aici chestii, dar miroase într-un fel, fără de fel. E cu... n-aș ști să vă zic ce, cum miroase, adică miroase foarte dulce. Oricum, când m-am dus la fata aia și am zis am vorbit că în engleză și am zis că vreau, doamna, domnișoară, dați-mi o bombă de baie dulce, vreau să fie dulce. Și mi-a dat. Și aici am primit, la sfârșit a fost foarte drăguță și m-a întrebat
mi-a zis că vrea să-mi dea ceva pentru păr și m-a întrebat ce vreau, șampon sau balsam. Nu prea aveam balsam, așa că i-am zis să-mi iau un balsam și mi-a dat American Dream. Ok, și să vedem, că nu, n-am deschis nimic, ca să vedeți cât am putut să rezist. Ok, și sunt două chestii. Cum se deschide? Ah, ce frumos miroase! Mi-a zis că e miroase dulce, așa. Sunt două recipiente. Ok, și am terminat cu Lush. O să trec la Sephora. Am intrat în Sephora pentru că vroiam să-mi cumpăr ceva, un produs care la noi nu se găsește, dar din câte am înțeles, Fenty Beauty, pentru că despre e vorba, o să se găsească și la noi în curând. La fel m-a durut sufletul. La fel m-a durut sufletul pentru că a trebuit să arunc punguța. Dar mi-am luat acest set. Este de la Fenty Beauty. Dacă nu știți, Fenty Beauty este firma pe care Rihanna a făcut-o. Este firma ei, sau brandul ei, cum vreți să ziceți. Și mi-am luat setul ăsta, care nu știu dacă puteți observați ce frumos strălucește. Este Fenty Beauty Hustla Baby Kilowatt. I don't know. Arată, e un iluminator pe care eu am de gând să îl folosesc și pe post de fard de ochi. Parcă mi-e și frică să-l încerc, dar o să... Oh my god! Oh my god! Asta e. Arată genial! Și setul ăsta a fost, nu mai țin minte, cred că 20 de euro și mai avem glossul pe care l-am tot văzut lăudat peste tot pe internet. Da, să vedem. Ok. Miroase dulce. Eu am zis că seamănă cu un gloss de la, ce firmă era aia? De la Clinique sau de la, nu, ca și formă, seamănă un pic cu glossul de la Clinique, dar ca și, că mă refer că are oglinda aici și produsul se vede aici, dar ca și culoare seamănă cu Bombshell, dacă nu mă înșel. Bombshell, dacă nu mă înșel, de la Benefit. Da, și asta a fost marele. Asta a fost marea achiziție de la Sephora. Dar mi-am mai luat ceva. Mi-am luat țară de baie, că știți că îmi place. Și mi-am luat așa, Let's Have Fun. Sunt steluțe, la ei sunt steluțe. Și asta miroase toate miroase foarte bine. Asta se numește Morning Zest. Cred că astea fac parte din noua colecție sau nu știu cum vocea. Noua colecție sau rebranduirea produselor lor de baie, pentru că am văzut că apare și la noi. Da, asta este Morning Zest și asta este Beach Vibes pe galben. Toate miroase foarte bine. Și am luat și 3 geluri de duș. La fel, ăsta e, este Melting Shower Jelly. Am luat 3 așa. Și ceea ce m-a mega, dar mega dezamăgit la Sephora pe la care am fost, am fost la un Sephora din, nu știu dacă din, cred că din Milano, da? Nu mai țin minte. Și pentru tot ce am cumpărat de la ei din Sephora, am primit asta. Fără cuvinte, nici măcar nu scrie ce este. E un căpăcel la
în care poți să-ți pui crema, în care este un produs, o cremă, dar nu știu ce e. Este foarte bine, dar nu știu, e de față, e de mâini, e de picioare, e de... Adică, nu știu, mi s-a părut super neprofesional și o altă chestie care mi s-a mai părut ciudată a fost faptul că am vorbit cu două fete din Sephora și ambele nu știau, nu prea știau engleză. Păi la noi, în Sephora, ca să te angajezi, știu că trebuie să știi engleză, adică, nu știu, în fine. Am rămas un pic dezamăgit, adică nu știu ce o să fac cu chestia asta. În fine, am trecut și prin Kiko, de unde am cam făcut ravagii. Îmi cer scuze dacă auzi sunete pe fundal, știți problema. Mi-am luat 3 oje, în primul rând. Deci, la Kiko am găsit mega, super, giga reducere, adică cumpărai 3 oje, primeai 3 oje. Cumpărai 2 rujuri, primeai 2 rujuri. Cumpărai un ruj lichid, primeai un ruj lichid. Unde găsești asta în România? Sau, nu știu, poate, dar nu știu eu. Am luat 3 oje din gama Fast Dry. Și prima este aceasta. Mi-a plăcut foarte mult, are niște irizații foarte frumoase. E numărul 47 sau 159, nici nu știu. Nici nu știu să vă zic sincer, pentru că nu prea scrie, dar nu știu, uitați-vă la irizațiile astea, sunt absolut superbe. Apoi am luat un galben, pentru că nu aveam galben deloc și mi s-a părut super tare ideea. Asta e 058 sau 160. Și apoi am luat un albastru ăsta Baby Blue Gen. Foarte drăguță nuanța. 027 sau 133. Habar n-am care... Că n-au nume. Asta mă enervează la Kiko, că n-au numele puse pe... Așa. Apoi avem un ruj lichid. Este Dark Treasure Matte Liquid Lip Color. Numărul 05. La asta am reușit să păstrez capacul, adică capacul cutia, și arată așa. Uitați ce frumos e capacul. E un roz superb. Deja să zic că rezistă rujul ăsta pe buze. Oh my god! Și arată... Cum se arată așa? Cum se arată așa de bine? Arată foarte bine, nu se simte deloc pe buze, este super ușor, n-am probleme deloc, l-am purtat deja de 2 ori, cred că, de când sunt acolo. Și mai am 2 rujuri, care fac parte din gama Smart Fusion Lipstick, arată așa, cutiile, și avem numărul 420. Care arată așa rujul, foarte frumos. E prima oară când încerc produse de la Kiko. Și uitați-vă ce frumoasă e nuanța, deci e foarte frumoasă. Să-i fac un swatch, îi fac un swatch când nu se mai poate. Am rezistat atâta timp fără să-i fac. Foarte subtilă, foarte plăcută nuanța, deci mi se pare super. Ok, să pun o cutie ca să țin minte. Și mai avem o altă nuanță, nuanța 427, care este un pic mai intensă. Mi-am dat seama acum că m-am uitat foarte mult în viewfinder, îmi cer scuze, dar... Na, asta e un... culoare mai închisă, un vuliu așa. My kind of color. Așa arată. Vedeți că au un aspect un pic lucios, așa. Cred că sunt hidratante, nu știu. Am zis cumva că sunt mate? Nu. Cred că da, sunt rujuri hidratante. Apoi din OVS
Am luat două măști, la fel, cumpărai două măști, primeai una și am luat două măști astea tip fâșie, ups, asta obțin invers. Două măști tip fâșie, nu știu pentru ce sunt, probabil pentru hidratare, cum zice Madalina, regina măștilor. Avem Love Recipe, pomegranate mask și Grape Store mask. Arată așa, din OVS, nu mai știu, cred că a fost 2 sau 3 euro una. Când mă întorceam spre România, eram în aeroport, am intrat la Victoria fucking Secret. Da, am intrat la Victoria Secret, mă bucur foarte mult că am putut să păstrez punguța, că eu sunt nebunită. Deci, oamenii la Victoria Secret mi-au parfumat până și plasa. Mi-a foarte bine. Și mi-am luat o chestie. Setul ăsta e superb. Victoria's Secret Bombshell Mist and Lotion. A fost 28 de euro. Îl deschidem imediat. M-am abținut aseară, am vrut să-l deschid în autocar, atât de înnebunită eram. Ok. Așa se deschide și vine cu un parfum, de fapt cred că e apă de, da, Fragrance Mist și un, cum îi zice, o loțiune de corp. O să vedem, oh, deschis, așa arată parfumelul. O să zic parfumel pentru că eu așa le zic la toate. Cutia e foarte, e foarte ciudățică, stați că nu găsesc, a. Ia să vedem. O să miros ca o bombonică. Doamne, miroase foarte bine, foarte dulce. Nu știu, floral. Dulce floral, așa, gen. Și să vedem și crema de corp. Bine, bănesc cum miroase la fel, dar trebuie să deschidem că nu mă pot abține. Arată așa. Și mă zic că da, e sigilată. Mi-a foarte bine. Da, mi-a foarte bine și intră foarte repede în piele, foarte lejeră. Asta a fost setul. Iar o ultimă chestie pe care vreau să vi-o arăt. Cred că e la Pièce de Résistance, pentru că mi-am luat acest set de la Lancôme. O să arătăm de așa. Arată într-un mare fel și este Lancôme La Collection de Parfum. Scuzați-mi franceza. Are 5 miniuri și e super că se trage așa. A, invers. Era să-și scap acum pe jos. Ok. Așa arată. Uitați-vă și voi cât de bine poate să arate. Avem ce parfumuri, că nici nu m-am uitat, că l-am văzut la, pe la Vie Bea și Trezor, care știam că îmi plac și nu m-a interesat restul. Avem Hypnoz, care este acesta. Eu sunt o mare colecționară de sticluțe în astea, dar pe lângă faptul că le colecționez, îmi place să le și folosesc. Ia să vedem cum era asta. Miroase foarte bine. Mi-am dat pe nas. Ok. Apoi avem Lancôme pe care nu mai... La Vie Belle pe care nu mai scot. Îl mai am încă o dată. Apoi avem... Ah, look how cute is this! Aici este Trezor... Da. Deci miroase asta Trezor într-un mare fel. Ok, apoi avem Trezor in Love, dacă aș putea să-l și scot pe acest Trezor in Love, oh, Doamne. Deci, n-ai cum să răsă atât de bine. Să vedem. Trebuie să-mi pun pe deget aici, un pic. Ce stăm pe aici? Se pare că mie îmi plac toate parfumurile de la Lancôme.
Și apoi mai avem Miracle, pe care și scrie Miracle. Am văzut în acest duty free, și stai să desfaci altfel. Mi-e frică. De unde se dau aici? A căzut. Am văzut acest duty free o grămadă de seturi. Ce bine miroase și asta. Miracle, da. Este superb, n-am cuvinte, o să păstrez cutia asta o grămadă de timp. Eu de când am plecat, de când știam că o să plecăm în Italia, m-am uitat pe site-ul celor de la Duty Free de acolo și am văzut setul ăsta și mi-l doream atât de mult. Dar nu m-am așezat că o să mi-l cumpăr. E super. Și cred că mai am o singură chestie să vă arăt și am terminat. Am primit niște stare de baie. Stați să vedem. Vă arăt de la Cuisine & Co. Este foarte frumos. Este foarte bine. Dragilor, asta a fost tot. Îmi doresc să nu fi uitat nimic. Mai erau de arătat niște magneți, dar v-am zis o să-i le fac poze și o să vi pun pe Instagram când îi primesc. Astea sunt toate produsele, m-am întors încărcată, sunt super fericită. Abia aștept să testez tot ce mi-am luat. Și da, spuneți-mi ce v-a plăcut cel mai mult din produsele pe care mi le-am cumpărat. Nu uitați să vă abonați, să-mi dați un like. Să apăsați pe clopoțel, pentru că e foarte important să fiți notificați atunci când postez. Iar până la următorul videoclip, să vă uitați superbă! Pam, pat, pam!